La plajă, acolo e și piscina în spate, dar mergem la plajă momentan. Plaja e de la, plaja e cea hotelului Hilton. Este 200 de dirham intrarea cu acces la piscină și la plajă, sau 300 cu tot cu brunch. Am dat niște băuturici aici, foarte frumos. Scanezi codul ăsta, vezi meniul, comanzi, pui numărul ăsta și ești, ți le aduce. Și plătești aici frumos card sau cash și aia e. Ne-a adus sucul tăi și așteptăm mâncare. Mai și la bar. Și acum plecăm de la piscină și mergem să ne luăm mașinuța, să vedem dacă o mai găsim, nu? Am prit la o cofetărie de asta drăguță. Zici că suntem în Paris. Ce zice musul? E bun, dar nu atât de bun pe cât te-ai așteptat. Da? Și eu mi-am luat un cheesecake de fistic. Cheesecake de fistic și are aici un sos de fistic. Nu știu. E bun, dar nu... Nu așa bun? Punem benzina? În da. Sfârșit? Hai să vedem cât costă. Da, da. Bine cu piesul, nu-i tău. Cât e litru, Bobo? 2,97. 2,46 am pus acum 5 ani. 2,36. Full, please. Full, please? Yes. Normal? Normal, yeah. Nu are sens să pui mai puțin de full aici. Mm-hmm. Uite-mă, s-a prins acum că mai avem 20 de km de range. A, se închide mașina, nu? Da, se închide. Nici n-am auzit motorul. Da. Nu e hibridă. Hai să-mi dai 5 lei. Am venit și eu ca să-ți aduc aminte. Cătălin. Hai să-i dai 5 lei. Să făcea că nu aude, că da, studia acolo. Poftim? Hai să-mi dai 5 lei. Vrei în, de un leu sau vrei de 5 lei? De 5 lei. Am un leu în portofel. O să-ți dau sus și mai rămân 4. Te dau de interest rate? Da, normal. 38 de litri, 112 AED. 112 dirham. Pomană. Luăm și noi, Bobo? Da. Luăm și noi pe avion? Are motorină. N-ai motorină aici? Nu. Nu? Nu, doar benzină. Mm. Motorină la tractoare doar. În câmp, nu aici. Uite-te pe pompe. Deci atâta costă un plin da. De benzină. E plus super și special. Eu am pus special, de ce mă ieșteră. Mergem să mâncăm în seara asta la un restaurant drăguț, tradițional, într-un cartier mai mult de indieni, văd, că sunt foarte multe restaurante indiene, am trecut pe lângă ele, mirosea bombă. Dar mergem la ceva arabesc. Se numește Arabian Tea House. Înăuntru sau afară? Înăuntru, nu? Arată foarte frumos. Și are și afară mese. Uite și aici. Să luăm masa asta aici așa? Așa ar trebui stat. Frumos pe jos. Nu, oricum. Ne-am pus jos. Arată super drăguț restaurantul. Super drăguț arată. Super tare. Pietricele așa pe jos. Pietricele, ce drăguț. E semi-grecesc așa, dar nu chiar. Nu chiar, să știi. Uite. Așa mâncau ei. Așa, da, exact. Foarte, foarte tare restaurantul, chiar îmi place. Bucea bunica, vezi? Da. Hai să vedem ce găsim. Ia uite, Old Dubai. Că acum suntem în Old Dubai, da. Kids lunch, kids breakfast. Nu vrem kids breakfast. Emirati breakfast 3. Mamă, ce tare.
astea, cred că poți să comanzi astea, chiar? Da, cred că da. Dacă nu mai e mici de da, cred că da. Arabic breakfast trays, Mirati light breakfast, Mirati appetizer. Hai că ne uităm noi pe aici, a? Hai să vedem tot ce e. Mirati salads, Arabic salads, sandwiches. Oh, o grămadă de chestii. Mirati main course. Deiți avocado milkshake. Para. Mirati main course seafood. Barbecue. Oh, ce tare. Traditional sweets. Oh, comandăm, ne hotărâm ce comandăm și revenim. Filmez acum că nu o să mai știm ce ne luăm. Să-mi iau chestia asta ca appetizer, ca treu. Mânăta asta marinată în iaurt, tahina, lemon și ăla. Și Bobby a zis chestia asta să o să mai luăm. Și ca fel principal o să-mi iau chestia asta. Miel. Bam, 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 bam. Încerc lucruri noi, Bobby. Ia exemplul meu. Parfurile de la bunica. Te-ai hotărât ce vrei? Cu doi arabe aici mici. E un el și o ia, uite, vezi? Și eu să-mi iau mixed barbecue. Ai arătat-o astea, nu? Da. Au venit niște chestii, nu mai știu exact ce și cum. A venit cu o pâinică de asta, superb, superb. Să vedem ce-s astea? Da. Asta trebuie să fie aia de brânză ceva, nu? Este excelent, e o brânză super bună. Crezăm asta, nu știu ce e asta. Asta o fi eggplant-ul tău? Da. Da. Stai atât de bine. E bun? E bun. Da. Da, stai atât de bine. Mamă, ce bună e. Cu niște lămâie, cu rodie, cu... Trebuie să furăm rețeta. Nu știu, bună rău. E o salată de vinite bună rău, ia vezi. Cum e salata de vinite la băieții ăștia? Furăm și în rețeta sau nu? Ia ceva la gust, dar e bună rău cu lămâie. Da, exact, lămâia se simte mult. Mm. Asta e salata de vinite. Da, bune rău de tot. Foarte bune. Să încercăm și eu cu lămâie. Da, încercăm. Iar pâinica asta e... Ai zis să mai aducă una, că nu ne ajunge una. Da, uite, și brânzica asta e... Ah. E bună rău, nu? Nu se și brânză. Știu că nu-ți place ție brânza. Ba, e bună. Am uitat. Mi-am luat și un suc de măr verde. Nu știu care e treaba cu el. Să vedem. Foarte bun. Foarte bun. Mamă, cerul niște pâinică de asta, așa a adus două în loc de una, dar bun și așa, ca asta e superbă. A, merge salata, nu? Bunie. Forță rău de tot. A venit și mâncarea, mi-am luat mixed barbecue. Este pui și miel făcut în moduri diferite. Cu pâinea de asta, cu tot ce trebuie, cu roșioare. Ana s-a luat miel, ți-a luat, nu? Da. Miel cu... Orez. Făcut ceva, nu știu, să gustă nimeni. Și a adus niște hot sos. Și tajinit. Niște smântână ceva, nu știu ce e. Poftă bună, băgați. Bun? Da? Da. E bun, e la fel de bun cum am mâncat prima dată în deșert. Da? Și eu nu mănânc el. Deci eu am mâncat așa, bă, cum îl gătesc băieții ăștia, că ești foarte bun aici. Da. E foarte bun. Să gust de la tine sau să gust de la mine întâi? Gustă de la mine. Asta e Emil? Da. Eu ți-am zis? Mamă, ce moale e! Mă, cum miroase pulea. Orezul ăsta, nu știu, fană, orez, dar...
Bun rău, Bielu, bun rău. De ce-mi ți-ai așa? Am și un miel aici, nu știu care e. Pe el e... Ăsta cred că e. Da, ăsta e puiul ăla. Poți să alegi între două tipuri de preparare de miel și două tipuri de pui. Și m-a întrebat ce vreau mai mult, pui sau... Trebuia să ție miel, nu pui. Ia să vedem. Este altceva, nu știi? Mamă, nu rău. Ia să gustăm. Nu prea-ți place. Bă, da, e bun. Dar e... S-a grătat. E... Păi da, da, dar e făcut bine. Îți dau seama că e miel, e foarte bun. Da, exact, seamănă cu... Un pic cu Vita ceva. Doar că are un pic gustul ăla de miel și mirosul ăla de miel. Dar nu e, nu e așa pregnant. Foarte bine pregătit. E foarte bun. Da, e mișto rău. Eu duceam eu aici. Mhm. Vrei să spui? Mamă. Nu pune mult. Cine știe ce? Ia. Yeah. Cine știe ce nebunie e în sticla aia? Dacă mor. Ok. E iute, dar e ok. Da? Două straturi de miel. Și e super soft, super moale. Se topește în gură. Mă sărăv zona asta de case de-astea tradiționale. Da, ci că e deschis în 97. De o vârstă cu ultimul meu BMW.